Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi mă voi întoarce la dumneavoastră cu un nou proiect. Vom lucra împreună acest trandafir pentru doamnele începătoare. Este un model mai ușor și cred că vă va face plăcere să știți modul în care putem realiza acest frumos trandafir. Poate mă repet, poate repet anumite cuvinte, poate uneori în tutorialele mele folosesc anumite regionalisme, vă rog foarte mult să mă scuzați. Pentru a lucra acest trandafir vom folosi firul de culoare verde, eu folosesc firul Bravo, iar pentru culoarea propriu-zisă, astăzi voi lucra în culoarea roșie. Am utilizat firul Lisa Lurex, apoi vom avea nevoie de croșetul cu numărul 3, vom avea nevoie de foarfece, ca de obicei în toate lucrările, lipiciul lichid, vom avea nevoie de un ac cu gaura foarte mare, un ac pentru cusut lână, după care vom avea nevoie de un fir metalic, un fir maleabil, eu dispun de acesta. Dumneavoastră, dacă aveți un fir un pic mai grosut, puteți să-l folosiți. Eu nu am găsit altceva mai gros, de aceea am fost nevoită să folosesc acesta. Se lucrează foarte ușor și cu el, veți vedea. Și în plus am folosit un alt fir metalic, această tiză, care va susține propriu-zis floarea și frunzulițele. Fiind prezentate acestea, eu propun să începem să lucrăm și vom începe cu petalele. Vom avea nevoie de un număr de 8 petale pentru a crea acel trandafir și vom începe să lucrăm. Fiecare petală va fi lucrată în mod egal. În cercul magic voi lucra un număr pentru început de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, al treilea. Iar acum vom continua prin a lucra piciorușe duble. Vom avea nevoie de un total de 15 piciorușe duble. 2 3 4 5 6 13 14 și 15. Deci avem un total de 15 piciorușe duble.
Acum vom închide cercul magic, vom strânge bine și vom închide rândul în al treilea ochi din primul picioruș pe care l-am lucrat. Vom închide cu fir alunecat și vă rog să mă scuzați. Și acum voi lucra din nou trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și în interiorul aceluiași ochi voi lucra un nou ochi de lanț, un nou picioruș dublu, scuzați. Apoi voi continua. În corespondența fiecărui picioruș voi lucra două piciorușe duble, deci la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 30 de piciorușe duble. Eu lucrez dimineața foarte devreme aceste tutoriale, de aceea uneori mai greșesc pentru că sunt, bineînțeles, un pic adormentată încă. Deci, în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior, vom lucra două piciorușe duble și astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 30 de piciorușe duble. Veți vedea că se lucrează foarte ușor, chiar dacă este nevoie să folosim firul metalic. Cum vă spuneam, aveți nevoie de un fir maleabil. El ne va ajuta să dăm forma dorită trandafirului și, în general, toate florile care necesită acest fir sunt foarte ușor de aranjat. Vedea că la sfârșitul acestui proiect, așa cum îmi place mie să le numesc lucrările proiecte, veți fi foarte, foarte încântate de ceea ce reușim să facem, chiar dacă la început va părea greu, veți vedea că nu este așa. Este foarte simplu și foarte ușor de realizat acest frumos trandafir. Și apoi îl puteți realiza în culoarea în care doriți. Nu este obligatoriu să folosiți culorile pe care le folosesc eu. Așa cum vă spuneam, întotdeauna lucrările pe care le fac eu le fac în mod demonstrativ. Deci am ajuns la capătul rândului cu un număr de 30 de piciorușe duble. Acum vom închide din nou în al treilea ochi din primul picioruș. Vom închide cu ochi alunecat. Și acum urmează partea în care vom introduce firul metalic. Veți vedea că nu este deloc greu, nu trebuie să vă speriați. Dacă aveți un fir, cum vă spuneam, un pic mai grosuț decât al meu, veți lăsa
firul mai lung pentru a forma tulpina trandafirului. Eu îl voi lăsa un pic mai scurt, pentru că, așa cum v-am arătat, îl voi fixa pe acea tijă metalică. Apoi voi lăsa o anumită distanță. Nu este o lungime standard. Îl voi pune aici pe lucru și voi continua să lucrez. Piciorușe scurte, însă în același timp voi prinde și firul metalic. Lucrând piciorușe scurte, îl vom îmbrăca, acest fir nu se va vedea. Deci vom fi atente întotdeauna să-l prindem și vom lucra în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior. Vom lucra un picioruș scurt. Și așa cum vă spuneam, vom fixa și firul metalic în același timp. Odată ce ați încercat acest mod de lucru, vă veți îndrăgosti de el, sunt sigură, și veți lucra și alte modele de flori folosind această tehnică. După cum vedeți, firul metalic nu se vede, însă apoi veți vedea modul în care ne ajută. Eu sunt un pic răcită, chiar dacă uneori vocea mea este mai scăzută, cred că auziți ceea ce vă spun. Cred că vă dați seama și din mișcările pe care le fac, modul în care se lucrează fiecare petală. Vom continua astfel cu piciorușe scurte până când vom ajunge la capătul rândului. Pe măsură ce lucrăm, dăm stabilitate acestei petale. Așa cum vă spuneam, vom fi foarte atente să prindem și firul metalic. Eu am încercat să găsesc altceva, însă ar trebui să merg la un magazin mult mai mare pentru a reuși să procur ceea ce am nevoie. Însă, după cum știți,
foarte greu ne putem deplasa dintr-o regiune în alta. Este nevoie de autocertificațiune și deocamdată mă văd blocată aici. Suntem la sfârșitul acestui rând. Acum eu voi scurta firul metalic. Voi face la aceeași lungime cu partea de la început și voi face un ultim picioruș scurt aici, după care voi tăia firul și voi închide această petală. Ascund firul dedesubt. Îl vom ascunde cu acul apoi. Uitați-vă că aceasta este petala. Așa cum vă spuneam, vom avea nevoie de un număr de 8 petale lucrate în acest mod. Voi face o altă petală, modul în care dumneavoastră să înțelegeți mult mai bine. Deci, din nou, voi porni cu cercul magic în care voi lucra un număr de 3 ochiuri de lanț. Și apoi voi continua făcând piciorușe duble. Așa cum vă amintiți, avem nevoie de un număr de 15 piciorușe duble. Avem deja 4, 5. Voi lucra pas cu pas cu dumneavoastră, astfel ca să puteți înțelege. 2, 4, 5, 6 și să vedeți bine. 7. Unsprezece, doisprezece, treisprezece, paisprezece și cincisprezece. Așa. Acum vom închide cercul magic, cum am făcut și la prima. Vă arăt din nou pentru că am foarte mult tendința să mă deplasez într-o parte. Este dificil modul în care lucrez.
acum că am realizat aceste 15 piciorușe duble, vom închide cu fir alunecat, cu ochi alunecat în al treilea ochi din primul picioruș. Voi continua prin a face 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și, așa cum vă spuneam, în corespondența aceluiași picioruș din rândul anterior, îl voi face pe cel de-al doilea. Și vom continua astfel pe parcursul întregului rând, de jur împrejur, înmulțind în fiecare picioruș din rândul anterior, vom obține un număr de 30 de piciorușe duble. Pentru a înțelege mai bine și pentru a vedea mai bine ceea ce lucrez, voi face pentru fiecare parte componentă, voi face un scurt tutorial pentru fiecare parte componentă, cum vă spuneam, pentru floare, pentru partea de dedesubt, pentru frunze, astfel ca să nu vă plictisesc prea mult. Sper că acum sunt în poziția corectă și reușiți să vedeți pe ceea ce lucrez. Mă deplasez de multe ori într-o parte pentru a vedea bine, pentru că camera este fixată exact în fața mea și trebuie să văd pe deasupra camerei, și acesta este un mod un pic mai dificil de a lucra. Dacă aș lucra cu camera pusă într-o parte, nu se observă bine ceea ce lucrez. De aceea uneori am această tendință de a mă deplasa spre partea dreaptă pentru a vedea ceea ce execut. Imediat vom ajunge și la capătul acestui nou rând. Iată că am ajuns la capăt. Acum avem un număr de 30 de piciorușe duble. Vom închide în al treilea ochi din primul picioruș. Vom închide cu piciorul alunecat. Și acum vom pune firul metalic, așa cum vă spuneam. Îl voi fixa aici. Sau și vom începe să îmbrăcăm petala de jur împrejur, prinzând și firul metalic. Vom începe cu primul și vom face piciorușe scurte tot de jur împrejur. Deci vor fi un număr de 30 de piciorușe scurte și nu uităm să prindem întotdeauna firul metalic
ultima perioadă m-am adresat foarte mult doamnelor nou începătoare, pentru că am văzut prezentate foarte multe flori, dar pe grupul nostru nu am prezentat niciodată un tutorial cu modul în care se lucrează anumite modele de flori. De aceea voi încerca încet, încet să vă prezint câte ceva din ceea ce știu, câte ceva din ceea ce învăț nou și eu, pentru că întotdeauna trebuie să învățăm. Vreau foarte mult să mulțumesc doamnelor nou înscrise pe canalul de YouTube. Vă rog foarte mult, dacă vedeți aceste tutoriale din întâmplare, dacă le vedeți pe Facebook, vă rog foarte mult să vă înscrieți pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș. Așa cum vă spuneam, vă repet și acum, totul este gratuit. Important este să vă înscrieți, să dați un like, să lăsați comentarii la lucrările pe care le execut, dacă vă plac. Și de aceea eu încerc foarte mult să fac tutoriale în care să explic foarte bine ceea ce lucrăm. Suntem aproape de sfârșitul acestei petale, după cum vedeți. Am ajuns la sfârșitul rândului. Acum voi scurta firul metalic. L-am dat un pic în spate, așa, și voi încheia rândul cu un picioruș scurt. Cam dificil aici, pentru că nu văd bine. Așa cum știți, eu tutorialele de obicei le fac dimineața foarte devreme și lumina artificială nu m-a ajutat atât de mult în lucrul meu. Și acum am încheiat și această nouă petală. Voi trage un pic aici în mijloc pentru a închide bine și voi ascunde firul. Apoi, bineînțeles, le vom ascunde cu acul. Să nu
dedesubt și apoi voi scurta. La fel voi face și cu celelalte fire. Deci v-am arătat modul în care le ascund. Eu voi întrerupe un pic și ne întâlnim după ce voi ascunde și celelalte capete de fire. Am realizat un număr de 8 petale. Acum vom începe să montăm, să creăm trandafirul propriu-zis. Vom lua fiecare petală în parte. Eu le dau un pic deoparte. Și voi începe să le formez. Deci, nu uitați, întotdeauna partea din față va veni înspre față. Deci vom lucra pe dosul florii. Și voi pune în acest fel pentru a crea partea din mijloc. Acum va intra în acțiune lipitul lichid. După cum vă spuneam, avem nevoie de silicon cald sau de lipitul lichid. Voi pune o picătură aici. Voi îngrui o altă picătură de lipit aici. Pentru că în felul acesta dăm stabilitate petalei. Și voi îndoi în felul acesta. Vedeți? Întotdeauna firul metalic ne va rămâne în jos. Deci am lipit acesta. Acum voi continua să atașez alte petale. La partea a doua va fi nevoie de 3 petale. La al doilea rând de... Și voi începe punându-le una câte una. Repet din nou ceea ce am spus la început. Toate lucrările mele sunt în scop demonstrativ. Dumneavoastră în felul acesta puteți învăța modul în care să lucrați. Deci am lipit o petală. Voi continua cu cea de-a doua. Nu uitați, întotdeauna le punem cu spatele. Le voi aplica în felul acesta, pentru că apoi voi îmbrăca partea din mijloc. Din nou un pic de lipiți aici. Și voi pune cea de-a treia petală. O voi atașa în felul acesta. Întotdeauna firele ne sunt poziționate dedesubt. Și după ce am lipit aceste petale, vom începe să creăm al doilea rând. Vedeți? Le vom îmbrăca în felul acesta. Firul metalic ne va ajuta să dăm formă.
prima, a doua și a treia petală. În felul acesta, așa. Acum, din nou, voi aplica un pic de lipit și lichid pe părțile laterale, vedeți, în felul acesta, pentru a ajuta în fixarea fiecărei petale în parte. Acum voi îmbrăca prima, în doi, și voi ține lipită un pic. Acum voi pune cea de-a treia. Deci după ce le-am lipit un pic la bază, vom pune un pic de lipit și pe fiecare petală în parte pentru a le atașa aici bine. Uitați-vă, partea din mijloc deja format. Acum vom continua cu celelalte patru petale pe care le vom dispune de jur, de jur împrejur. Întâi le voi aranja eu să văd modul în care le voi pune. Așa. Una. Două. Împrejur. Acum din nou, ajutându-mă de lipiciul lichid, voi atașa și aceste patru petale. Voi pune lipici lichid aici, de o parte și de cealaltă. Voi începe să le lipesc petală după petală. Să ținem un pic se atașeze, din un pic presat. Acum voi trece la cea de-a doua petală din acest ultim rând. Mai strângem un pic în felul acesta trandafirul
lăsa către cea de-a treia petală. Acum voi aplica ultima. Cred că vedeți foarte mult mâinile mele aici, dar acesta sper să nu fie un inconvenient pentru dumneavoastră, pentru că trebuie să vedeți modul în care le aplic petalele. După ce am aplicat toate petalele, voi ține un pic strâns în felul acesta. Astfel lipiciul și va face treaba lui, iar aceste capete de sârmă le voi răsuci practic în felul acesta. Acum sunt sigură că sunt lipite și, după cum vedeți, voi aranja petalele în modul în care îmi place, astfel încât să-i dăm o formă frumoasă trandafirului nostru. Uitați-vă ceea ce am realizat acum. Deci aceasta este prima parte. Dacă dorim un pic mai închisă floarea, o putem închide. Așa, în felul acesta. Aceasta este prima parte a tutorialului cu trandafirul croșetat pentru începătoare. Eu sper să vă placă. Voi continua imediat cu cea de-a doua parte. Vă mulțumesc și ne reîntâlnim foarte, foarte curând!